Mă bucur! De colțișorul acela din biserică, de acolo, mă bucur de ei, de prietenii noștri, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Pentru că Domnul vrea să lucreze în familia lor. Amin. Domnul l-a îngăduit o suferință în familia lor prin care Domnul vrea să-și facă numele de slavă. Și Domnul vrea să lucreze într-un chip deosebit, pentru că am această încredințare, căci ei, familia lor, sunt scriși în cartea Domnului. Aleluia! Înainte de întemeierea lumii și la timpul potrivit, Domnul îi va chema pe fiecare în parte. Suntem în prezența Domnului și am vrea ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Începând de aici, din spate, din spatele meu, de la fratele Oane, fratele Emanuel, până acolo, la ultimul. Și Domnul să lase ungerea lui proaspătă peste biserică în seara aceasta. Domnul să ne binecuvinteze și să facă ca în seara aceasta, aici, în biserica Efrata, să fie o scăldătoare. Amin! Și mi-am adus aminte, stind acolo pe bancă, Doamne, Tu ai intrat într-o scăldătoare. Într-o scăldătoare care se numește Betesda, o scăldătoare care avea 5 pridvoare, era împărțită în 5 pridvoare, în 5 mâneci. Și acolo, în acea scăldătoare, îmi place să cred și, de fapt, spune cuvintul Domnului că acolo erau mulți bolnavi. Erau tot felul de bolnavi și mai ales în vremurile acelea în care medicina era slabă de tot, nu erau medicamente, nu erau doctori, nu erau spitale și pe vremea aceea se foloseau leacuri, fel de fel de leacuri băbești și orice boală exista pe vremea aceea putea să evalueze într-un mod rapid până la moarte. Poate de la o simplă durere de cap veneau alte boli și alte boli datorită faptului că medicina nu era dezvoltată. Dar mulțumim Domnului pentru că astăzi totuși medicina este foarte, foarte înaintată și Dumnezeu a dat această înțelepciune ca să există medicamente, să există doctori, să există doctori care să facă și operații pe care noi nici nu ne gândeam că se pot face, transplanturi și fel de fel de operații dificile. Dar vă mai spun ceva. Există boli în care medicina de pe pământ nu mai are niciun cuvânt. Există boli în care medicina actuală, 2019, vine și poate în boala ta și prin boala ta ei recunosc pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că spune, numai Dumnezeu poate să te mai salveze. Și în felul acesta îi dă toată întâietatea și tot respectul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate, dar ei nu mai pot. Și unde nu mai poate omul, poate Dumnezeu trăiască. Amin, Iisus, trăiască Domnul, aleluia! Domnului. Și uitați-vă dumneavoastră, acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că era un om bolnav de 38 de ani. Nu știm dacă avea vârsta de 38 de ani sau dacă era bolnav de 38 de ani, dar cuvântul Domnului spune că acolo era un om care era bolnav de 38 de ani. Venea îngerul, observați ce minune era acolo. Era un înger care venea și Dumnezeu îl trimitea și venea din când în când, nu știm câte zile sau câte ore trecea până venea îngerul, dar spune cuvântul Domnului căci din când în când venea îngerul și tulbura apa. Și în momentul în care îngerul tulbura apa, cel dintre bolnavi care se arunca primul în scăldătoare se făcea vindecat. Aleluia! Orice bol ar fi avut. Indiferent dacă avea lepră, indiferent dacă avea cancer,
indiferent dacă era paralizat și orice boală avea, orice boală avea, era vindecat. În momentul în care îngerul venea și tulbura apa, cel care se arunca primul în scăldătoare era vindecat. Dar se întâmplă un minune, dragii mei. La acea scăldătoare nu mai vine îngerul. Și la acea scăldătoare vine Iisus în persoană. Mărire Domnului! Și când vine Iisus acolo, se uită la un bolnav pe care îl avea în vedere. Și se duce la bolnavul acela, un paralizat de 38 de ani, și spune bolnavului: vrei să te faci sănătos? Acum vă întreb pe dumneavoastră, care bolnav la această întrebare n-ar spune: da, vreau să mă fac sănătos? Care de aici, din noi, care este bolnav și are boală grea, să vină cineva la el să-l întrebe: vrei să te faci sănătos? Care n-ar răspunde: da, vreau să mă fac sănătos? Dar omul acesta n-a zis: vreau să mă fac sănătos. Știți ce a zis omul acesta? Doamne, n-am pe nimeni, Doamne. N-am pe nimeni care să mă arunce în scăldătoare. Pentru că atunci când vine îngerul și tulbură apa, până să mă arunc eu în scăldătoare, să aruncă altul înaintea mea. Și la cuvintul acela, Iisus, care este medicul medicilor, slăvim pe tine, Doamne, împăratul împăraților, oh, și Domnul domnilor, la cuvintul acela în care Iisus a auzit că el n-are pe nimeni și că n-are cine să-l arunce în scăldătoare, a venit salvarea pentru el și i-a zis: ia-ți patul și umblă! Slăvim pe tine, vechi! Slăvimete tu, Devla! Mulțumim! Să zici doctorii: nu mai este niciun leac pentru tine? Nu mai este nicio salvare pentru tine? Vreau să spun ceva. În seara aceasta mai există o salvare pentru tine. În seara aceasta mai există un leac pentru tine. Nu mai vine îngerul ca să tulbure apa. Nu mai vine niciun înger ca să tulbure apa. Pentru că nu îngerul a murit pentru tine. Și vreau să spun ceva. Pe dealul Golgota, acolo, pe un lemn, atârnat între cer și pământ, pus între doi tâlhari, la stânga și la dreapta, acolo, aleluia! Pentru tine și pentru mine, slăbiți a murit cineva, Domnul! Fiul lui Dumnezeu, Iisuse! Maranata! Atârnat între cer și pământ, cu mâinile întinse pe lemnul durerii, care n-a fost obligat de cineva, care n-a fost plătit de cineva. Aleluia! Și-a întins mâinile de bunăvoie pe lemnul crucii. Și-a zis: Tată, vin să fac voia ta, Dumnezeul meu. Și vreau să spun ție care ești bolnav în seara aceasta, ție care duci o povară grea pe umerii tăi de atâta timp, ție care ești la răscruci de drumuri și nu mai știi încotro să iei, ție care toate ușile ți s-au închis și crezi că nu mai ai nicio șansă, vreau să spun, în seara aceasta există o șansă pentru tine și șansa este Iisus Hristos. Aleluia, Domnului veci! Aleluia! Iisus este șansa ta. V-ați jucurit, scuipat, tras de barbă, pus la stâlpul de bătaie și lovit. Și cel care îl lovea, poate că era acela care, pe ei, care înainte cu câteva zile Hristos l-a vindecat,
sau Hristos i-a vindecat pe cineva din familia lui și atunci când îl lovea cu zbicul sau îl lovea cu ceva, spunea: prorocește, cine te-a lovit? Dar el toate acestea ne-a îndurat cu bucurie. Știți de ce cu bucurie? Pentru că știut că după toată această suferință va primi un nume care este mai presus de orice nume. Aleluia! Mărire Domnului veci! Va primi un nume în numele căruia se va pleca orice genunchi al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și în numele acesta va exista mântuire. Aleluia! Și nu mai există niciun alt nume de pe fața pământului în care să existe mântuire decât unul singur, și acela este Hristos Domnul. Aleluia! Vrednic ești de cinste, Doamne! În seara aceasta, El te întreabă: vrei să te faci sănătos? Aleluia! Amin, Iisus! Poate în poziția în care ești, vei spune și tu, cum a spus bolnavul acela: Doamne, dar n-am pe nimeni care să mă arunce în scaldătoare. Vreau să spun ceva: îl ai pe Hristos în seara aceasta? Îl ai pe Hristos? Și vreau să-ți mai spun ceva: dacă nu l-ai pe Hristos în seara aceasta, dacă nu l-ai pe Hristos în seara aceasta, e ocazia ca să-l primești pe Hristos. Aleluia! Pentru că El este gata ca să primească pe oricine. Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu ca să moară pentru tine, să moară pentru mine, să moară pentru acela care va crede în El. Și spune că celă care va crede în El, prin moartea Lui, prin suferința Lui, va primi viață. Va primi viață. În seara aceasta ai ocazia ca să primești viață. În seara aceasta ai ocazia ca să-L primești pe Hristos. Aleluia! Cinste Domnului veci! Dacă până astăzi n-ai știut că pentru tine mai este o șansă, acum este momentul ca să înțelegi că oricine ai fi și orice ai fi făcut și orice păcat ai făcut în neștiință, vreau să spun ceva, că pentru tine mai există iertare. Sângele care a curs pe dealul Golgota, sângele care a curs pe lemnul crucii, sângele acela are putere de iertare, are putere ca să te spele, are putere ca să te curățească, are putere ca să ierte orice păcat. Și doresc ca sângele acela să te curățească în seara aceasta. Amin, aleluia! Doresc ca sângele acela să te sfințească. Duhul lui Dumnezeu să se odihnească peste biserică în seara aceasta. Slăvimete, cionau devla. Aleluia! Pentru cei care stau la cină în seara aceasta, aș vrea să rostesc câteva versuri din poezia care se intitulează Cina Domnului. Și această poezie, de fapt, poetul a folosit niște versuri minunate în această poezie, prin care aș vrea ca să aceste versuri să pătrundă în inima noastră, să ne mângâie inimile în seara aceasta. Și spune în felul următor: Iisuse, sunt de-a dreptul copreșit și inundat de valuri de lumină.
văzând că printr-un har nemărginit sunt astăzi invitatul tău la cină. Mă las de invitație pătruns, dar rostul ei nu-l înțelege firea. Prin ce mister adânc de nepătruns pot să stai astăzi la masă cu dumnezeirea. Însă tu, Doamne, vrei în jurul tău să ai pe toți ai tăi gătiți în haine sfinte, serbând aici ca într-un colț de rai o cină de aducere aminte. O pâine frântă ca și trupul sfrânt ne reunește în trup de adunare, în care strâns legați de Duhul Sfânt îți suntem ție, Doamne, mădulare. Aleluia! Când rodul viței curge în pahar ca semn al legământului salvării, vedem curgând pe cruce la calvar din rănii divine sângele iertării. M-a invitat Iisus la masa ta și trebuie să vin cu mâinile curate. Aleluia! Eu m-am spălat, dar străduința mea să mă sfințească pe deplin nu poate. Dar Tu poți, Doamne, să mă cureți pe Tine veci, ca pe un copil luându-mă de mână. Și apoi spălat să mă învrănicești să stau și eu cu oaspeții la cină. Doamne, ajută-ne în numele Lui Iisus! Îți mulțumesc că printre invitați spălat, sfințit, învrănicit de Tine, să stau la masa Ta cu mii de frați cu care vom serba și în slăvile divine. Aleluia! Aleluia! Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Să vină ziua aceea în care vom serba în slăvile divine, pentru că acela care va serba masa aici împreună cu biserica, va veni o zi, biserică, va veni o zi, prietenilor, în care lucrarea aceasta pe care noi o facem astăzi o vom mai face odată în cer, când vom ajunge cu Domnul, în care este scris că Iisus Hristos se va încinge cu un ștergar, iar noi vom sta la masă și El va fi acela personal care ne va servi la masă, așa cum i-a servit pe ucenicii săi, așa ne va servi și pe noi la masă. Fratele nostru Cristian, va veni ziua când vom sta cu Domnul la masă. Chiar dacă vom mai trăi o zi, chiar dacă vom mai trăi o săptămână, chiar dacă vom mai trăi un an, să nu ne pară rău după pământul acesta și după viața aceasta, pentru că ne va aștepta și ne așteaptă veșnicia cu Hristos. Pavel a zis, dacă este să trăiesc, trăiesc pentru Domnul. Dacă trebuie să mor, mor pentru Domnul. Fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt al Domnului. Eu sunt al Domnului. Să spui și tu în seara aceasta. Să spui și eu în seara aceasta. Doamne, dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru Tine. Dacă mâine trebuie să mor, vreau să mor pentru Tine. Amin. Fie că trăiesc, fie că mor, eu vreau să fiu al Tău, Doamne. Aleluia! Eu vreau să fiu al Domnului. Amin, ajută-ne, Doamne. Și Domnul să ne binecuvinteze toți. Să fim ai Tăi. Aleluia. Vreau să fac o chemare în seara aceasta. Glorie cinste, Domnului, veci. Poate că în seara aceasta există nicio oameni care sunt doritori, oameni care au înțeles că în viața lor a lucrat Iisus. Poate că în seara aceasta sunt aici oameni care au înțeles că a venit momentul în care trebuie să-și predea viața în mâna Domnului. Dacă există cineva în seara aceasta, dragii mei,
Dacă există cineva în seara aceasta care vrea să-și predea viața în mâna lui Hristos, vrea să se ridice în picioare. Aleluia! Și Duhul lui Dumnezeu să cercetează fiecare inimă, fiecare suflet, fiecare ființă. Șarobi omena gado Dacă există cineva în seara aceasta care vrea să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, dar vrea să se ridice în picioare, aleluia! Vino aici, te rog în față. Și rog eu în mâna lui Dumnezeu. Că te bude. Nu mă opresc aici. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este viu. Hristos este viu, aleluia! Dacă mai există cineva în seara aceasta care vrea să-și predea viața în mâna lui Hristos, este ziua cercetării tale. Este ziua cercetării tale. Vrea ca Hristos să lucreze în viața ta și Duhul lui Dumnezeu să te mângâie și Duhul lui Dumnezeu să-ți dea putere ca să poți să te scole în picioare. Știi ce-i viața? Auziți ce-i viață? Spune cuvântul lui Dumnezeu căci omul este ca iarba și toată slava lui, toată slava lui este ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos. Dar cel care rămâne în picioare nu este altul decât cuvintul lui Dumnezeu. Aleluia! Vreau să spun, prietene, că din seara aceasta ești aici în casa Domnului. Nimic nu este la voia întâmplării. Nimic pe pământul acesta nu este la voia întâmplării. Și vreau să spun, tu ești în planul lui Dumnezeu. Ești în planul lui Dumnezeu. Și ceea ce este în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să aducă la împlinire. Nimic nu rămâne pierdut. Nimic nu rămâne pierdut. Pentru că Hristos atunci a... Când s-a pus pe genunchi ca să se roage, Ioan capitolul 17, rugăciunea lui Iisus, vreau să spun ceva, prietene, care ești în seara aceasta aici. Hristos a rugat și pentru tine atunci. Hristos a rugat și pentru tine. Hristos te-a adus în rugăciunea lui înaintea Tatălui și a zis, Tată, păzește și pe cei care încă nu sunt aici. Păzește și pe cei care îți în planul tău de mântuire. Este seara cercetării tale, prietene. În seara aceasta e ocazia ca să dai o mână de împăcare cu Domnul. Te rog, gândește-te. Gândește-te. Că Iisus a murit pentru tine. Viața aceasta va trece și va veni o zi în care va trebui să pleci de pe pământul acesta. Și va veni o zi în care vei sta în fața scaunului de judecată. Și spune cuvântul Domnului că acolo se vor deschide niște cărți și se va deschide cartea vieții. Și acolo te va întreba Dumnezeu cum te cheamă. Și vei spune, mă cheamă cu tare și cu tare și va deschide un înger, va deschide cartea vieții și te va căuta în cartea vieții. Dar vreau să spun ceva, poate că numele tău nu este acolo sau poate numele tău a fost șters din cartea vieții. Și ce vei face atunci? Pentru că în clipa aceea te va aștepta o veșnicie, dar nu cu Domnul și fără Domnul. De aceea vreau să mai fac o ultimă chemare și mă voi opri. Dacă în seara aceasta mai există cineva aici care vrea să-și predea viața în mâna Domnului, aș vrea să se ridice în picioare în numele lui Iisus Hristos, aleluia. Slăvimente pe Dumnezeu, vă rog.
A venit ca în Domnul. Aleluia! A venit ca în Domnul. Hai să ne ridicăm în picioare. Oare chiar nu mai există nimic? Și nu mai este nimeni în seara aceasta pe care l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu? Cineva? Hristos este viața. Aleluia. Hristos este dragoste. Mărire Domnului veci. Este Domnului veci. Hristos este pace. Aleluia. Hristos este bucurie. Hristos este binecuvântare. Hristos este liniște. Vrei să renunți la toate astea pentru lume? A venit Iisus ca să intre în Ierusalim și când a văzut cetatea Ierusalim s-a oprit. S-a oprit și de departe a văzut cetatea și Hristos a început să plângă. Și a plâns Iisus pentru cetate, pentru că a știut că o să meargă, o să intre în cetate și oamenii de acolo din cetate îl vor da la moarte și îl vor răstigni. Și nu îl vor recunoaște ca Fiul lui Dumnezeu. Și a zis Iisus așa, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale, nu va rămânea în tine, Ierusalime, piatră pe piatră. Și vreau să spun, prietene drag, care în seara aceasta ești aici, este seara cercetării tale. Gândește-te. Gândește-te ce faci. Eu zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Am vrea să ne ocupăm de surorile care s-au predat Domnului, Domnul să-i binecuvinteze. Adică te jur. Hai să începem cu sora care s-a predat, cu prietena care s-a predat. Este soția a lui Sorin. Aseară am fost la ei în casă. Am făcut ungere la Cristian, la fratele lui Sorin, este aici, Domnul să-l binecuvinteze. Amin, amin, să-l binecuvinteze, Sorin. Ne-am rugat acolo pentru familia lor și Domnul a avut un cuvânt pentru familia lor, că Domnul îi va binecuvânta și Domnul va fi cu ei și îi va răsplăti pentru tot ceea ce ei fac pentru fratele lor care este bolnav. Și vedem că deja, cuvântul Domnului s-a împlinit. Și Domnul, cred că mai mare binecuvântare decât ca să le oferă mântuire, nu există, frații mei. Mai mare binecuvântare decât mântuirea, nu există. Mântuirea este cea mai mare binecuvântare care Domnul poate să vă ofere. Vreau să ne spui tuturor cum te cheamă și câți ani ai. Mă cheamă Doina și am 30 de ani. 30 de ani, mulți înainte, Domnul să te binecuvinteze. Vreau să vă spun pentru cei care nu o cunosc, este verișoara mea al doilea. Este
fetița lui Bacieni, fratele lui Bacioșca Tronfu. Ea a crescut la Arad. Poate că mulți nu o cunosc, poate că alții o cunosc, nici eu n-am cunoscut-o, dar am înțeles cine este și este verișoara mea de-a doua. Domnul să binecuvânteze. Amin, amin. Avem aici martori, este biserica și este tot cerul. Și vreau să te întreb, te-ai hotărât să slujești pe Domnul? Domnul să te binecuvânteze. Și vreau să te mai întreb ceva. Pentru că prea multe lucruri nu putem să o întrebăm. Este la început, nu cunoaște lucrurile, dar vreau să te întreb ceva. Această hotărâre pe care ai luat-o astăzi, până când vrei ca să ții? Toată viața. Domnul să te ajute și Domnul să te binecuvânteze. Avem aici o altă soră. Cum te cheamă? Paula. Paula și 18. 18 ani. Mai frumos nici nu se poate. Domnul să te binecuvânteze. În seara aceasta ai ales ca să îți slujești pe Domnul? Da. Domnul să te binecuvânteze. Și vreau să te întreb și pe tine, pentru că cu Domnul nu ne putem juca și nici nu este, cum să zic, nici nu este permis ca să ne jucăm cu Domnul. Dacă ați făcut pasul acesta, aș vrea ca să rămâneți în turma lui Hristos și Biserica Domnului. Și Domnul să te binecuvânteze. Avem aici o altă tânără, este fetița lui Samuel. Și am vrea ca să o întreb și pe ea. Câți ani ai? 22 de ani. Domnul să te binecuvânteze. Și ai hotărât ca să slujești pe Domnul? Spune ca să audă întreaga biserică. Da. Fii binecuvântată și Domnul să te țină lângă ea. Vă rog să vă puneți pe genunchi. Am vrea ca să rămânem așa în picioare și am vrea ca să intrăm în Odăisaile mele de vescă. Odăisaile mele de vescă. Odăisaile mele de vescă. Ai mai pale vecii mai jar. Adică acasă, sora Lidia. De la putere ai sigur. De la putere ai sigur. Odea te bine cu tu mi s-au rând. Hai tu, pene Lidiu tu. Hai să mai partea.